Începem acest daily, evident, cu domnul lângă noi, dar cu un alt vibe. A revenit. A revenit și face toate prostiile din lume, așa cum ne-a obișnuit. Bună ziua! Măi, vedeți cât a crescut? Nu mă pupa acum. Ia stai tu jos să le arătăm oamenilor ce știi tu să faci. Dă lăbuța, gas. Gas! Gas! Dă lăbuța. Dă lăbuța. Dă lăbuța. Bravo! Bună ziua! Vă salută și el și mă mușcă în același timp. Apropo, să știți că i-a căzut și un dinte. Însă altceva voiam să vă zicem. Voiam să vă mulțumim amândoi din suflet pentru toate mesajele pe care ni le-ați lăsat la daily vlogul anterior. Toate urările voastre, să știți că sunt convinsă că au ajuns la el pentru că și-a revenit în totalitate. Și asta nu poate decât să mă bucure și am simțit așa că m-a ușurat toată situația asta. Este aici, se joacă, îl are pe Jerry, este bine, mulțumim, creștem, ne cad dinții, ne apropiem de adolescență pe scurt. Să știți că începem acest daily cu o veste foarte bună. Vreau să vă prezint niște produse, dar înainte de asta vreau să vă explic și motivul pentru care fac acest lucru. Dacă vă amintiți voi, atunci când mi-am luat telefonul, vă spusesem că a ajuns la mine, adică practic l-am rugat pe al meu soț să-mi cumpere o husă, că tot se afla în Mall Băneasa. Și mi-a zis cât a costat. Și eram, what? Why? De ce? De ce costă atât de mult niște produse pe care le putem găsi și la alte branduri, la prețuri mult mai accesibile și care aș spune eu că sunt mai aproape de realitate? Mi-a trebuit husa aia atunci, s-a cumpărat, asta a fost, dar am folosit-o fix o zi, până când mi-a venit mie o comandă pe care am pus-o la un alt site, pe un alt site, la Velante, că știți că îmi plac husele lor, și o husă pe care am dat aproape de jumătate. Ideea este, de ce tot trâmbițez eu pe aici și vă tot spun de ceva timp încoace, că putem găsi produse de super bună calitate și la prețuri mai mici și care fac fix același lucru. Și în acest sens, voiam să vă arăt niște căști, pentru că da, știți că au fost lansările Apple și s-au lansat și căștile noi. Nu pot să zic că aș avea nevoie neapărat de căști noi, adică mi-ar fi plăcut să am modelul următor, dar când am văzut cât costă, am zis, nu mulțumesc. Și am o variantă pentru voi. În cazul în care sunteți în căutare de căști, să știți că avem variante super, super accesibile și ascultați-mă până la final pentru că o să vă dau și un cod de reducere. Asta era vestea cea bună. Îmi place să vă dau coduri de reducere și știu că le adorați și voi. Tot se apropie așa sezonul cadourilor cu pași repezi și cumpărături făcute în avans nu pot face decât să vă ușureze vouă viața. Însă, hai să vă zic despre ce este vorba. Este vorba despre aceste căști wireless de la Eboda, care se numesc Crystal Clear Sound. De unde vine această denumire a căștilor? Este foarte simplu. Eu am folosit căștile și vă zic că este desigilat acest pachet. Vine de la faptul că aveți un sunet super, super clar. Adică eu, din punct de vedere al calității sunetului, vă zic sincer că nu am descoperit nicio diferență între aceste căști și cele de la Apple. Să știți că nu trebuie să aveți telefon Apple ca să le conectați. Merg pe toate telefoanele, se conectează prin Bluetooth, au un Bluetooth V5.3, merg și la iOS, și la Android, și la tot ce vreți voi. De asemenea, să știți că, nu știu dacă ați observat, scrie aici, au tehnologia ENC. Ce înseamnă ENC? Environment Noise Cancellation. Adică, cele două căști, fiecare dintre ele, are câte două microfoane. Unul pentru captarea vocii, iar celălalt folosește niște algoritmi care cumva anulează zgomotul de fundal. Și atunci, vocea voastră va fi super clară în momentul în care vorbiți la telefon și, de asemenea, va fi un sunet super clar în momentul în care ascultați ceva. Deci, un microfon se folosește pentru voce, iar celălalt pentru anularea zgomotelor de fundal. Ce pot să vă mai zic despre ele este faptul că vin în două culori. O să vi le prezint și pe celelalte imediat, însă vreau să vă prezint ce se află în această cutie. Cam așa se prezintă. Sunt foarte, foarte interesante. Îmi place foarte mult și ambalajul. Și hai să vedem ce se află în cutie. În primul rând avem aici un pachetel în care vom găsi, evident, manualul de utilizare, care arată cam așa, super drăguț și el, și de asemenea certificatul de garanție. Apoi, în cutia propriu-zisă, avem cutia căștilor, suportul în care se află căștile și care arată cam așa. Îmi place atât de mult culoarea, parcă acest alb este așa în concordanță cu denumirea căștilor, cu Crystal Clear Sound, mi se pare un ambalaj atât de curat și de elegant. Desfacem cutia și găsim căștile.
Să știți că rezistă foarte mult. Au o autonomie de 6 ore din momentul în care sunt încărcate complet. Și cam așa arată casca. Ei, ziceți voi că nu seamănă cu un alt brand foarte, foarte cunoscut. Este dreaptea, da. Cam așa arată și în urechi. Dacă vi se pare că nu vi se potrivesc căștile, în momentul în care... Mamă, deci nu mai aud aproape. Cu jumate de față, cu urechea asta, eu nu mai aud ce se întâmplă încolo. Deci nu te aud, ronțăie cât vrei. Dar vă ziceam, dacă vi se pare că nu vi se potrivește casca în momentul în care o puneți în ureche, să știți că avem și variantă. Și vă explic imediat, pentru că în pachet găsiți niște adaptoare, să le numim, de mai multe dimensiuni. Evident că aveți și cablu USB-C, dacă pot să le scot. Așa, pardon. Și aici, cred, da. Avem încă două tipuri de... Nu știu exact cum se numesc. Hai să le numim adaptoare și să o lăsăm așa. Pe diferite dimensiuni, pentru a se potrivi la forme diferite ale urechilor. Pentru că, da, există forme diferite. Și atunci, nu trebuie să vă îngrijorați, pentru că se rezolvă cu aceste minuni. Trebuie să mai știți și faptul că pe fiecare cască există senzor tactil. Așa cum se întâmplă și la alte căști mult mai scumpe de atât. Ce înseamnă asta? Că prin diferite gesturi, dar astea le descoperiți voi din manualul de utilizare. De exemplu, dacă apeși de două ori, treci la melodia următoare, dacă nu mă înșel. Dacă apeși de trei ori, mi se pare că dădeai mai încet și mai tare. Partea de mai tare este pe casca dreaptă și partea de mai încet pe casca stângă. Deci este super intuitiv în momentul în care citiți manualul de instrucțiuni și vă dați seama exact despre ce este vorba. Le prefer pe astea? Da, pentru că au un preț foarte, foarte bun. Imediat vă dau și codul de reducere. Voiam doar să vă zic faptul că se găsesc atât pe alb, pentru doamne, de ce nu, cât și pe negru. Hai să le desfacem și pe ele. Pe astea le-am ținut așa, intacte, pentru a vi le arăta exact sigilate, dar pe celelalte a trebuit să le testez, pentru că nu puteam să vin în fața voastră să vă recomand ceva ce eu n-aș fi testat. Și vă zic, merită 100% și avem și un cod de reducere super, super important. Dar hai să le desfacem pe acestea ca să vi le arăt și pe negru. Și, nu știu, în cazul în care aveți un domn sau o doamnă, puteți să luați cadou de pe acum. Că va fi super apreciat. Uite, cam așa vin căștile. Cutia, carcasa căștilor, este ambalată în așa ceva pentru a nu suferi, eu știu ce, alte tipuri de zgârieturi. Le desfac și pe acestea să le vedeți. Sunt curioasă dacă sunt, da, tolucioase. Vai, vai cât de frumoase sunt, uitați-vă voi. Cam așa arată căștile. Deci o să vă las eu link în descriere să intrați pe site-ul lor. Însă, dacă vreți să le vedeți și live și nu vă conving 100% imaginile mele, să știți că veți găsi aceste căști disponibile și în magazinele Altex. Deci mergeți acolo, le vedeți. Acum, codul, atenție! Cât credeți că am reușit să obțin de la Eboda pentru voi? 30%. Deci nu-mi vine să cred. Cred că este unul dintre cele mai mari coduri de discount pe care vi le-am oferit vreodată. Așa că săriți pe linkul din descriere, pentru că pe lângă faptul că au un preț infim față de Apple, mai aveți și 30% discount. Ce puteți să vreți mai mult? Nu știu. V-am zis, organizați-vă, vine sezonul cadourilor. Luați căști pentru că sunt super utile și merg la orice tip de telefon, la orice brand, deci sunt universale, să le numim așa, sunt wireless, exact cum se poartă în zilele noastre. Acum, care este planul în acest daily? Habar nu am. Aș vrea să testez alături de voi acel bronzer cremos de la Catrice, pentru că mi s-a părut super interesant în momentul în care l-am testat în clipul de luni și sunt super curioasă să văd cum se așează pe față. Am eu un feeling că va fi totul bine. Deci în acest daily suntem pe voie bună, pe sănătate, se pare, pe vești bune, pe coduri de discount, așa că vedem ce se mai întâmplă, dar în principiu vreau să testez alături de voi acel bronzer cremos. Însă, rămâne să ne mai auzim pe parcurs. Momentan, atât. Întrerupem transmisiunea. Cred că este clar. Ah, eram sigură că se trezește. Voiam să zic, cred că este clar că ăsta e locul lui preferat. Întotdeauna asta aici, când suntem în bucătărie, stă cu noi. Măcar ați prins așa o fracțiune de secundă din poziția în care dormea. Dacă auziți ceva pe fundal, ne uităm la meci. România, Belarus. Salut! V-am arătat oare că i-a picat un dințoi? Nu știu dacă v-am arătat, dar v-am zis. Ah, cred că i-a mai picat unul.
Da, uite aici, e mai picatul. Dă-mă să-ți văd și eu botul. Bă. Deci uitați-vă voi ce dinți are. Asta e un pic jegosul, scuzați. Dar mai stă și prin curte, mai sapă, pentru că ce altceva ar putea să facă, și își pune labele pe el. A, doi au picat. A, da, dragă, scuză-mă. Te-am deranjat. Maimuțoiule. Mă, tu ești un câine pe dos, mă? Cum să dormă așa? Cum să dormă așa? Ia, și de sus ne-a picat vreunul? Nu, îi avem pe toți. Dar jos, deschide-și tu gura asta un pic. Ia uitați. Oh my god, câți au picat. Deci eu acum văd. Băi, nu mai e niciun dinte jos, mă. E înghițit? Au fost buni? Gustoși? Sursă de calciu. Maimuțică mică. Maimuțoaică mică. Te iubesc, bă. Bă, te iubesc, bă. Pe aici? Deci suntem la controlul de rutină, da? Nu, aici încă avem colți ăștia. Uite ăștia. Uite ăștia care zgârie și înțeapă. Hai, te lasă dor. Aranjează-ți, bă, asta înapoi. Gata. M-am trezit în această dimineață cu acest colet. L-a adus curierul și a fost o surpriză totală. Nu știam că urmează să-l primesc. Este de la cei de la Litera și sunt super curioasă să vedem ce titluri se află în acest colet. Dar înainte de asta trebuie să fac în felul următor. Mă duc bea o gură de cafea și mergem să testăm câteva produse de make-up. Concealerul de la Catrice și bronzerul acela de la... tot de la Catrice, nu? Parcă da. Să-mi pun fața, zic, pentru că n-are rost să discutăm așa și apoi ne ocupăm de acest unboxing, abia aștept. Altceva, parcă m-am mai trezit un pic după acele câteva guri de cafea, cu toate că sunt convinsă, sau cel puțin așa e în cazul meu, este ceva la nivel psihologic, pentru că eu sunt genul acela de om care poate bea cafea seara și apoi să se culce fără nicio problemă, dar nu știu, gustul acela parcă se trezește neuronii, să zicem așa, apropo de trezit. Abia aștept să vină vacanța, pe cuvântul meu. A început să devină din ce în ce mai greu, mai ales acum că s-a făcut foarte frig. Azi dimineață, când a plecat Luca la școală, erau 5 grade. Măi, 5 și întuneric. A, vine iarna, gata, e clar, vine iarna. Și din acest motiv, sincer, nici lumina nu știu. Nu, încă nu înțeleg, încă nu am dibuit-o. Este o oră acum la care eu am mai filmat în zona asta și mi se pare că este mult prea puternică. Jos ați văzut, dacă filmez cumva în jurul prânzului 3, deja vine lumina pe mine, v-am mai zis eu, trebuie să ne pregătim de lumina artificială. Dar până ne pregătim noi de lumina artificială, v-am promis că o să testăm cel puțin două produse, dar cu ocazia asta îmi fac și eu un make-up și mai stăm așa puțin de vorbă. O să încep cu acest produs de la Catrice, pe care l-am luat din DM, Under Eye Brighter Instant Awake. Mi-a zis cineva că este foarte... frumos și se vede foarte bine pe ten. Eu am pentru el nuanța 010 Light Rose și mă gândeam să îl aplic cu această pensulă. La fel, sunt pensulele de la Zoeva. Voiam să verific dacă am ales ce trebuie, da. Concealer Buffer. În principiu, așa arată. În principiu, mie nu prea îmi place să folosesc genul ăsta de pensule pentru că mi se pare că nu reușesc să împing foarte bine produsul, dar o să aplic concealerul și apoi o să-l împing în ten cu acel burețel. Dar hai să mă uit un pic și în oglindă, pentru că, hei, am oglindă. N-am mai uitat de oglindă. Apropo de iarnă, au început filmele de Crăciun pe Diva. Chiar aseară, nu mai știam exact de când încep, dar aseară scrollam pe televizor. Butonam telecomanda, ca să fiu... foarte precisă și zic, hai să văd de curiozitate pe Diva dacă au băgat filmele de Crăciun și era în jur de 12, cred. Mai și era un film. Nu începuse de mult, însă am zis, hai să văd dacă prind exact despre ce e vorba, mă uit. Am prins despre ce e vorba, dar se făcuse 1 și 10 și m-am uitat pe ghid și se anunțau acolo că se termina la 2 și am zis, nu, sting televizorul. Așadar, pot să mă laud cu faptul că am văzut... cel puțin jumătate de film. Vino acasă de Crăciun, ceva de genul acesta.
Cam așa se vede concealerul. Ce am eu senzația, cel puțin așa la... sau în momentul aplicării, la prima folosire, am impresia că îmbătrânește puțin zona, nu știu, parcă scoate, vedeți, toate ridurile. Dar hai să împingem produsul cu burețelul în ten și o să aplicăm și fond de ten și vedem mai apoi. Este clar că ascunde cearcănele și iluminează zona foarte bine, dar pe mine mă interesează și cum se așează fondul de ten deasupra. Ceva de genul ăsta. Și dacă nu se strânge în liniile fine. Cam asta ar fi problema. Cel puțin la mine. N-am mai ajuns la niciun fel de tratament. Botoxul s-a dus de mult. Trebuia, v-am zis, să mă duc și la controlul pentru nas. N-am ajuns. Trebuie să mă duc neapărat și la controlul pentru glanda tiroidă. Trebuie să-mi refac analizele, să vedem dacă doza de utirox este cea potrivită în continuare. Cam așa se vede. Să știți că nu se vede rău și momentan nu se strânge în acele linii fine, dar hai să aplicăm fondul de ten, Lumino Silk, Armani, nuanța 5, nu o să mai insist asupra lui. Dar n-am mai ajuns eu la botox și la tot ce era nevoie, însă săptămâna viitoare, de fapt nu, săptămâna asta, că de fapt filmez luni, e luni astăzi, nu știu dacă v-am zis, am o programare la un nou tratament cosmetic, pentru că îmi văd tenul super încărcat și o să mă duc la o clinică, la Nomas Velo, tot acolo unde am fost și data trecută, și o să-mi fac un alt fel de tratament de data aceasta. Atunci mi-am făcut ceva așa mai de suprafață. S-a curățat tenul, dar nu extrem de bine, nu în profunzime așa cum mi-aș fi dorit eu. Arăta bine, dar am văzut că practic punctele negre, după o perioadă destul de scurtă de timp, ajunseseră să arate la fel. Într-adevăr, nu a fost extracție mecanică, nu a durut, era ceva cu... nu mai știu, Doamne, cu ce... nu mai rețin, cu ceva impulsuri, în fine. Și m-am gândit eu să mă duc să-mi fac ceva mai în profunzime, așa că probabil câteva zile o să fiu cu o față mai ciudată dacă facem extracție. Am vorbit cu cei de la clinică și mi-au propus un alt fel de tratament pentru ceea ce-mi doresc eu și sunt super curioasă să văd cum va fi. Și l-am programat și pe domnul Gas la baie, joi o să facă, bine, dar o să deschid un alt daily și o să mai povestim acolo, însă voiam așa să vă zic câteva dintre planurile mele, că o să am puțin grijă și de mine, pentru că după aceea sunt convinsă că nu mai am timp și tot în acest sens trebuie neapărat să ajung și la doctor, pentru că nu. Dacă mă prinde decembrie, la revedere. E clar că în luna decembrie nu o să am timp pentru mine absolut deloc, o să dedic mare parte din timpul meu liber și probabil din nopți vlogmasului. Am văzut că ați ghicit acolo ce am comandat de pe Pink Panda, de am primit acel colet, mă rog, acel pachet bonus de 400 și ceva de lei. Deci m-am cam spart în anchetă, să zic așa, dar nu-i nicio problemă. Da, în decembrie pentru mine nu există timp și de aceea mă uit încă de pe acum la filmele de Crăciun ca să intru așa în stare, pentru că știu că în acea lună nu am timp de absolut nimic. Pe lângă asta este și Luca, avem școală, avem antrenamente, avem meciuri și v-am zis, trebuie să mai și muncesc și eu pe lângă YouTube ca să avem bani să cumpărăm calendare advent. Așa că o să fie ceva rău. Dar am noroc că anul acesta o să iau vacanță, nu de la YouTube, că nu cred că o să iau de la YouTube vacanță, dar după Crăciun o să plecăm. În sfârșit o să plecăm și noi, o să vă zic unde, dar momentan să terminăm cu vlogmasul și cu toate cele. Dar abia aștept, n-am mai fost plecați de foarte mult timp. Așa, în vacanță am fost doar câteva zile la noi la mare și atât. În rest am fost cu antrenamentele lui Luca în Serbia și așa. Deci n-am mai avut o vacanță în adevăratul sens al cuvântului de foarte mult timp și simt nevoia și abia aștept, sincer. Dar o să vă iau cu mine, nu iau pauză, v-am zis, o să filmez și acolo, mai ales că este o destinație super interesantă. Mă bucur să pot să-l duc pe Luca acolo, eu am mai fost și soțul meu a mai fost,
dar ne duce mai mult pentru Luca, pentru că este o destinație în care chiar ai ce să faci cu cei mici și, ca să vă dau așa un mic spoiler, este la căldură. Așa că o să muncesc cu gândul la acea vacanță. Bun, am terminat cu fondul de ten. În continuare, mi se pare un fond de ten foarte drăguț, dar până una alta, hai să vedem bronzerul. Ei, aici am o problemă că nu știu eu cu ce să-l aplic. Acesta este, v-am zis eu că multă lume spune că ar fi un dupe după bronzerul de la Chanel. Pentru el, că am uitat, cred că să vă zic, am nuanța 020 Beach Babe. Ai, cu ce să-l aplic eu? Cred că m-am mișcat un pic, îmi pare rău. Hai să-l aplic cu asta și apoi... Nu merge asta. Hai să-l aplic cu asta. Pentru ce era? Prime and Touch Up. Hai să zicem că facem un touch up. Mie mi-ar fi plăcut să... Aveam eu o pensulă. Ok. Aveam o pensulă, dar nu am la îndemână. Oh my god, cum îl blenduiesc eu pe ăsta... Și nici nu o găsesc. Pe lângă faptul că nu am la îndemână, nu am la îndemână pentru că nu o găsesc. Nu știu unde e. Ok. Hai să încercăm să blenduim. Nu vreau să-mi rămână dâre. Deci absolut deloc. Nu suport dârele alea să se vadă exact unde ai aplicat bronzer. Ok, hai că e bine. Mă speriasem puțin. Dacă mă întrebați pe mine, zic eu... că acela de la Chanel va fi mai cremos și mai ușor de aplicat. Nu știu, ori din cauza faptului că este nou, mi se pare că se ia așa un pic greu din recipient, dar una peste alta eu zic că arată bine. Pe cameră văd că se vede ceva ciudat aici. În viața reală să știți că nu se vede. Da, uite, mai rezolvăm un pic așa. Hai să știți că e interesant. Și să știți că dacă vi se pare prea mult, puteți să mai puneți așa o picătură de fond de ten, mai ales dacă este genul acesta translucid, să-i zicem, care nu are o acoperire foarte mare și mai adăugați puțin peste, că oricum sunt convinsă că va rămâne, se va vedea acest bronzer. Însă nu știu sigur dacă... prefer chestia asta sau prefer genul acela de bronzer mai lichid, mai cremos, precum cele de la Charlotte Tilbury. Hai să punem și un pic de blush. În continuare, sunt pe She Glam. Am descoperit altul. V-am zis, am un plan să mi le comand pe acelea de la Charlotte Tilbury. Și ca să fiu foarte sinceră cu voi, hai să vă dau un pic din casă. Pe lista mea, la calendare advent, era și acela de la Charlotte Tilbury. Doar că am făcut o comparație cu ce calendare am mai luat eu și mi s-a părut mult, ținând cont de faptul că sunt doar 12 produse și am zis nu. Pentru că prefer să mă folosesc de banii aceia și să-mi comand exact ce-mi doresc de pe site-ul ei, să testez și să nu plătesc pentru cremă, mă rog, ce, nu știu, era o cremă care e super apreciată în comunitatea ei, doar că pe mine nu mă tenta neapărat să testez așa, acea cremă, așa că o să plătesc mai puțin, dar o să-mi comand exact ce îmi place de pe site-ul ei. Cam așa. Îmi place? Încă nu sunt 100% convinsă. În schimb, concealerul, sau mă rog, acest produs, cum îi spune, Under Eye Brightener, îmi place. Ăsta îmi place, nu observ să se strângă neapărat în liniile fine, cel puțin momentan. Acest bronzer mi se pare un pic cam greu de blenduit. O să aplic acum și mascara și desfacem coletul de la Litera. Da, vă ziceam de calendare advent. Am renunțat la cel de la Charlotte Tilbury și în principiu mi-am propus eu ca anul acesta să nu mai iau calendare multibrand în număr mare. Am preferat să iau... Am zis multibrand, cumva nu. Voiam să zic, nu mai vreau să iau calendare de la un singur brand. Nu știu, ca de exemplu, cum au fost anul trecut, cel de la Sabon. Să găsesc numai produse de la Sabon. Nu, am vrut să iau calendare multibrand. Bineînțeles că mai sunt și câteva de la un singur brand, dar v-am zis, nu multe.
Mai vreau să mai plasez încă două comenzi. Pe unul urmăresc, dar nu știu, mi se pare super aiurea, pentru că bagă, nu știu, câte două, trei, apoi trebuie să mai aștepți vreo 6 zile până bagă alte bucăți. N-am reușit să-l prind până acum, nici nu știu dacă o să reușesc. O să vă spun în vlog, mă, despre ce calendar e vorba. Dar, ca idee, mai am așa două în plan. Mai este până la vlog, mă, s-am vrut doar să înțelegeți cât de cât despre ce va fi vorba. Și acum hai să vedem ce ne-au trimis cei de la Litera. În primul rând vreau să le mulțumesc din suflet, ador să primesc cărți și îmi place la ei că nici nu te anunță. Deci efectiv vine un curier, nu știi cu ce și te trezești cu o minunăție de acest gen. Am văzut că am mai primit și alte fete, dar nu m-am uitat pentru că am vrut să fie o surpriză. În general nu prea sunt la fel, depinde. Am văzut că de obicei ei au pus ceva și pentru Luca. Sunt curioasă să văd dacă se întâmplă treaba asta așa cum. Dar rămâne să descoperim împreună. Hai să... Da, am zis eu că este ceva și pentru Luca. Și avem aici Enciclopedia Lumii în numere. Foarte tare! Cam așa arată cartea. Peste 1000 de curiozități fascinante despre lumea noastră. Balena cu cocoașă are până la 36 de tone. Acoperișul operei din Sydney este format din 2194 de plăci de ciment. Sau brotăcelul cu ochii roșii doarme agățat de creangă în ventuzele cu 6 laturi. Probabil, aceste numere au menirea să te ajute să reții mai ușor, pentru că de multe ori, sau la unele persoane, să știți că acest lucru se întâmplă. Ia uite, Saturn face o rotație în jurul Soarelui în 29 de ani. În fiecare an sunt produse 71 de milioane de mașini. Deci e clar că sunt informații și au legătură cu cifrele. Un melc poate dormi în continuu până la 3 ani. Ha, bravo lui! Uite, avem despre climă, despre vreme și climă, copaci și păduri. Ia uite, top 10 cei mai înalți munți. Foarte tare. Deci foarte tare mi se pare această carte. Super. Despre pești. Doamne, cum miroase. Doamne, nu știu. Deci eu când deschid cărți. Pe lângă faptul că sunt super entuziasmată, îmi place să miros hârtia. Doamne, sunt obsedată de mirosul acesta. Uite, avem informații și despre corp. Ce ne zice aici? Corpul produce zilnic circa 1,5 litri de urină. Știați chestia asta? Oamenii se nasc cu aproape 300 de oase, dar în copilărie unele fuzionează. Adulții au în mod normal 206 oase. Da. Uite, avem informații și despre steaguri, ceea ce îi place foarte mult lui Luca. Ce mai avem? Cuvântul, hrană, istorie. Uite, avem despre Egiptul antic. Deci este o enciclopedie care, din punctul meu de vedere, va fi super apreciată de copii și îmi pare bine că are așa informații din mai multe domenii. Și ce avem pentru noi, pentru adulți? Avem 4 cărți. Ia să vedem. O istorie neașteptată a celebrității din epoca bronzului până în epoca micului ecran. Super tare! Celebritatea cu strălucirea ei de neon și pozele selfie ne pare un lucru hipermodern, dar cei faimoși ne-au încântat, incitat și oripilat de mai multă vreme decât ne-am putea noi da seama. Fie că a fost vorba de scandalosul Lord Byron, a cărui poezie ducea admiratoarele în delir erotic, sau de actrița franceză Sarah Bernhardt, care avea un cimpanzeu, un picior de lemn și dormea într-un coșciug, și care a pornit o dușmănie violentă cu fosta ei prietenă cea mai bună. Deci sunt informații despre celebrități, așa cum ne spune și pe copertă, din epoca bronzului până în zilele noastre, să spunem. Foarte interesant, n-am auzit de această carte. Să știți că o să vi le las eu link-uite în descriere ca să vă fie mai ușor să le găsiți în cazul în care v-a atras ceva curiozitatea. Să mă concentram pe cartea asta, Chiriașa tăcută. Nu știu cum se pronunță exact, Clémence, cred, Michalon. Nu știu sigur dacă este în franceză denumirea autoarei, bănuiesc că este o autoare, un roman de suspans psihologic captivant, o lectură explozivă absolut fascinantă, un thriller de debut uimitor, îndrăznet și complet satisfăcător. Sunt câteva dintre recenziile de pe copertă. Hai să vedem despre ce e vorba. Aidan Thomas este un familist care muncește din greu și o figură îndrăgită în orășelul în care trăiește. Este genul de om care dă întotdeauna o mână de ajutor și are o vorbă bună pentru fiecare. Însă Aidan are un secret întunecat. Este un răpitor și un criminal în serie.
Aiden a ucis 8 femei și există încă una candidată la moartă, Rachel, sechestrată într-o magazie. Când soția lui Aiden moare, el și fiica lor de 13 ani, Cecilia sau Cecilia, sunt obligați să se mute. Aiden nu are de ales decât să o ia și pe Rachel, prezentându-i o Ceciliei ca pe o prietenă de familie, care are nevoie de un loc unde să stea. Știe că, după 5 ani de captivitate, Rachel e prea înspăimântată ca să încerce să evadeze. Iar când Emily, proprietarea unui restaurant local, dezvoltă o pasiune pentru arătosul văduv, ajunge periculos de aproape de a descoperi secretul lui Aiden. Super interesantă. Evident că îmi place foarte mult acest stil polițist, psihologic, crimă, suspans și este clar pe lista mea de favorite. Apoi, avem Șoaptele de la autoarea bestsellerului Îndoiala. N-am citit nici Îndoiala. Mi se spune aici că este fascinant, un roman visceral și plin de strălucire. Ia să vedem. Într-o zi de sfârșit de vară, cuplurile însărite de pe Harlow Street și copiilor se reunesc la un grătar. Printre felurile sofisticate asigurate de firma de catering și spectacolul magicianului, băutura curge la discreție. Totul este minunat până când gazda, într-o chipare a perfecțiunii feminine, explodează de furie pentru că fiul ei nu o ascultă. Toți invitații aud acum cum își dă arama pe față, răcnind insulte cumplite la adresa puștului de 10 ani. Peste câteva luni, băiatul cade de la fereastră în toiul nopții. Tot ce poate face mama lui e să-l vegheze la spital în timp ce viața îi atârnă de un fir de păr. Iar în următoarele 3 zile, existențele a 4 familii se schimbă radical pe măsură ce fiecare dintre femeile implicate încearcă să înțeleagă ce a dus la cumplitul deznodământ. Șoaptele explorează cu iscusință invidia, prieteniile feminine, dorința și intuițiile pe care le reducem la tăcere, impunând-o pe Ejlica pe un talent de prim rang al ficțiunii feminine. Foarte interesant! Sunt curioasă. Sunt curioasă și de asta. Acum să vedem cum stăm cu timpul. Și ultima carte, Începuturi fără sfârșit, din colecția Blue Moon de data aceasta, o poveste de dragoste uluitoare și emoționantă. Iată că avem și poveste de dragoste. Pentru cei mai romantici, după un divorț brutal, Georgia Stanton trebuie să lase în urmă aproape totul, viața din New York, prietenii, mândria. Întoarsă la casa copilăriei din Colorado, îl cunoaște din întâmplare pe Noah Harrison, un celebru autor de romane de dragoste, extrem de chipeș, dar și extrem de arogant. Iar lucrurile se complică atunci când se dovedește că Noah este cel ales să termine ultimul roman pe care străbunica Georgiei și ea, o foarte cunoscută scriitoare, nu a mai pucat să-l încheie. Noah se află la apogeul carierei, dar nu poate refuza să contribuie la ceea ce ar putea fi cea mai bună carte a secolului, cea pe care idolul său, Scarlett Stanton, a lăsat-o neîncheiată. Să aducă un final care să se ridice la standardele legendarei autoare este dificil, însă și mai dificil pare să se înțeleagă cu superba, dar încăpățânata ei strănepoată. Pe măsură ce Noah și Georgia citesc manuscrisul, dar și scrisorile legate de acesta, încep să înțeleagă motivul pentru care Scarlett nu a terminat niciodată cartea. Este bazată pe povestea de dragoste pe care ea a trăit-o în timpul celui de-al doilea război mondial, iar finalul nu este unul fericit. Acum rămâne să vedem ce final va avea această carte. Bun, cred că o să închei aici acest daily pentru că am impresia că o să fie așa destul de lung. Încă am sentimente amestecate despre acest bronzer, nu știu ce să zic. Le prefer pe cele mai lichide, mi se par mai ușor de blenduit. În schimb, concealerul îmi place și parcă, uite, vedeți, dacă fac așa, parcă dă într-adevăr o zonă așa mai strălucitoare. O să deschid al daily, o să avem și acolo alte produse de arătat. Mergem împreună la tratamentul cosmetic, o să văd dacă pot să filmez acolo, dacă nu măcar vă povestesc. Și probabil o să mă trezesc cu o față foarte, foarte roșie și o să vin așa în fața voastră. Însă vedem ce se mai întâmplă în următoarele zile. Eu vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Nu uitați de codul de reducere și de linkul pentru căștile de la Eboda și rămâne să ne auzim în daily vlogul următor. Iar vineri ne vedem cu unboxing-ul celor două genți sau geantă și jumătate, cum îmi place mie să zic. Să aveți o a doua jumătate de săptămână absolut minunată și pe vineri la 2:30. Pupici!